sunt Florin Burtea, sunt reprezentantul companiei Beo în partea de sud-vest a României și vreau să vă urez un bine ați venit în lumea Beo. Beo este una dintre cele mai mari companii care produce și comercializează semințe de legume la nivel mondial. În România, majoritatea clienților finali și a fermierilor cunosc deja înalta calitate a produselor din portofoliul Beo. Azi, 16 aprilie, ne aflăm în sudul României, mai precis în județul Olt, în bazinul legumicol Izbiceni, localitatea Ursa, unde vă vom prezenta cel mai nou hibrid de varză extratimpurie al companiei Beo. Varietatea se numește Ranini, este o varză extratimpurie destinată consumului în stare proaspătă, care produce căpățâni uniforme, perfect rotunde, cu frunze fine, subțiri. A fost semănată la sfârșitul lunii decembrie și plantată în prima jumătate a lunii februarie. Acum a ajuns la o greutate de 1,82 kg. Densitatea la plantare a fost de 66.000 de plante la hectar. Laturile acestui hibrid sunt următoarele. Perioadă scurtă de vegetație, se adaptează ușor la diferitele condiții pedoclimatice din țara noastră, tolerează foarte bine variațiile de temperatură zi-noapte din timpul primăverii și nu în ultimul rând are un gust deosebit. Structura internă este de o calitate deosebită, este densă, de o culoare alb-gălbui, tulpina internă este scurtă, cu un diametru foarte mic, ceea ce este important pentru consumatori. Pentru a afla gustul deosebit, vă recomand cu toată încrederea să cultivați și să consumați hibridul Ranini produs din portofoliul companiei Beo.